Bună seara, domnilor și domnilor. Această emisiune împlinește un an de zile. Am făcut 100 de interviuri. Practic, am adunat așa un soi de club al emisiunii, oameni pe care i-am rugat să vină să vorbim de mai multe ori. Eu cred că interviul este cea mai frumoasă cel mai frumos gen publicistic, pentru că conține ideea de dialog, de contradicție, de punere de acord, din care pot să reiasă unele adevăruri într-o perioadă în care adevărul nu mai e la mare preț. În această seară, primul interviu este cu domnul Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Brătianu. Bună seara, mulțumesc că ați venit să stăm de vorbă. Bună seara, domnul Zmeureanu, mă bucur să vă revăd. Să știți că aș vrea să vă folosesc, dacă vreți, în calitatea dumneavoastră de filozof, pun ghilimele, ca să nu spuneți că nu sunteți. Dar ați absolvit o facultate de filozofie la Universitatea București. Ați optat pentru asta. Deci a fost o opțiune a tinereții, a vieții dumneavoastră. Deci nu v-ați dus acolo, nu v-a luat nimeni de pe stradă. Ați dat acolo un concurs de admitere. Ați absolvit, nu e ușor. Suntem amândoi absolvenții aceleași facultăți de la aceeași universitate și eu știu că nu e ușor. Asta înseamnă că puneți preț pe filozofare, cel puțin. Deci primul lucru de care sunt convins. Deci v-ați dorit să filozofați. Și nu vă cer să definiți, că nu vreau să ne încurcăm în definiții ce înseamnă filozofa. Dar e clar că vreți cu mintea dumneavoastră să înțelegeți multe lucruri care se întâmplă pe această planetă. Despre asta este vorba, exact. Cred că și eu și dumneavoastră am urmat această facultate de filozofie pentru că am dorit să înțelegem. Înainte de orice, să înțelegem lumea în care trăim și să înțelegem și ce e cu noi în această lume. Corect. Acum, această înțelegere a lumii se poate obține prin două forme. Prin experiență, pur și simplu să-ți pui viața ta în cât mai multe ipostaze. Acesta este empirismul. Acesta este empirismul, sigur, dar aceasta este viața până la urmă. Exact. Însă, aici posibilitățile sunt oarecum limitate, pentru că, sigur, ideal ar fi să te pui în situații oarecum limită, aventuroase, originale, exotice, să le trăiești pe toate într-o viață de om. Și aici putem începe să nuanțăm. Au existat filozofi care, într-adevăr, au trăit înainte de a filozofa și au filozofat în marginea unei experiențe de multe ori extreme pe care au trăit-o, și au fost filozofi care nu au trăit mai nimic, cum a fost Immanuel Kant, care nu și-a părăsit orașul, de exemplu, niciodată în viață. În schimb, a creat o arhitectonică a ideilor care astăzi nu știu cât de mult și cui mai folosește. Păi vorbim despre asta imediat și o să revin imediat la idee. A doua cale este să citești și să reflectezi asupra ceea ce au scris alții. Deci sunt două căi. Da. Că pe altele nu le văd. Eu cel puțin pe altele nu le văd. Sigur, să citești, să te racordezi la cultură, nu numai prin lectură, prin artă plastică, prin filme, prin operă, prin dans, prin tot. Sigur, ceea ce... și participând la această viață culturală, te racordezi la experiențele altora. A ta nu este niciodată îndeajuns, iar alții, prin ceea ce au scris și au creat, își arată experiențele lor. Ți le mărturisesc, de fapt, și ție. Și în felul acesta poți să trăiești într-un fel mai mult, în sensul că, sigur, te încarci cu ceea ce au gândit alții în mii și mii de ani. Sigur. Important. E o lărgire a benzii. Da. Acum, ați spus din prima, din poanie, din reflex, oare la ce mai folosește Kant? Eu cred, și de aici aș vrea să plece discuția noastră și mi-ați oferit un bun prilej prin această replică. Eu cred că un
intelectual, în definiția intelectualului intră și cu obligatoriu și cunoașterea, măcar la modul general, a lui Kant, a faptului că există totuși niște criterii ale cunoașterii, există totuși niște reguli ale cunoașterii, acele ale lui Kant sau altele care au venit după Kant. Oricum, problema cunoașterii, adică a raportului subiectului cu obiectul, este extrem de importantă. Și cine nu o știe, este un filozof după ureche, un Monsieur Jourdain al filozofilor și un intelectual după ureche. Eu asta cred și nu știu cum să fac să transmit această idee, adică să le spun tuturor că sunt mulți intelectuali în cetate, mulți care se autodenumesc intelectuali, să îi trimit înapoi la Kant. Vedeți, noi astăzi trăim într-o epocă digitală și mie îmi place să o numesc o epocă a scurtăturilor de gândire. Mm-hmm. Când te duci la Kant, acolo nu te întâlnești cu scurtătura gândirii, te întâlnești cu o gândire extrem de complexă, extrem de meandrată, care îți apare limpede abia după ce ai integrat-o și ai făcut un pas în spate ca să vezi întregul tablou. Pentru asta este nevoie de timp. Eu, de exemplu, pot spune că am început să citesc la 16 ani, dar abia acum, la 44, încep să mă dumiresc legat de ceea ce am citit. Este un drum. Este un drum. O să vedeți că peste un deceniu veți zice nu, abia acum. De acord. Așa este. Da. Și toți acești ani care au trecut și am petrecut în meditație, i-am petrecut și trăind, așa cum îi petrecem toți, de fapt, sunt un drum foarte lung pe care cei de azi nu-l mai parcurg, pentru că nu au timp, pentru că nu au stare, pentru că nu au... Este un drum, cum să vă spun eu, ca o potecă din aceea de munte pe care nu mai merge nimeni, pe care nu se mai încumetă să meargă nimeni. Acolo au crescut mărăcinișuri, scaieți, este greu, este anevoios de mers și nimeni nu mai face în zilele noastre acest drum. Mai ales câtă vreme ai în zona digitală idei livrate de-a gata, de multe ori chiar citate, se poartă citatele, nu numai din Kant, din oricare alt mare filozof. Te duci undeva pe Pinterest și îți sar în ochi din start 5-6 citate care te lămuresc în 5 cuvinte, cei cu viața, cei cu omul, cei cu experiența, cei cu cetatea, cei cu responsabilitatea, cei cu morala. Și în clipa aia tu ți-ai luat pastila de înțelepciune, ai ronțăit-o repede între dinți și ai plecat mai departe. Drumul acesta pe care am mers noi, repet, este un drum care s-ar putea să fie închis pentru generațiile noi și aici, pentru că noi întotdeauna simțim nevoia să punem lucrurile astea sub semnul binelui sau al răului, mă puteți întreba cum e, bine sau rău. Nu știu dacă e bine sau e rău. Știu că se întâmplă și întotdeauna în istoria umanității anumite drumuri culturale s-au închis. Și probabil că și drumul ăsta se va închide definitiv la un moment dat. Drumul cunoașterii filozofice, drumul filozofării se va închide? Drumul cunoașterii filozofice așa cum l-am parcurs noi. Uh-huh. Cei tineri îl vor parcurge altfel, îl vor parcurge în felul lor. Până când se va închide definitiv. Asta este istoria. În câteva sute de ani, în câteva mii de ani, unele drumuri se închid. Bine, dar asta este un drum. Concepeți condiția umană în afara acestui drum, adică la nivel global, mergând umanitatea pe orice alt drum în afară de drumul filozofării, încercați să-mi explicați un pic. Eu între timp sigur vă dau dreptate. Chiar selectasem. Pe drumul filozofării nu a mers umanitatea, au mers doar câțiva oameni. Raportat la umanitate, aceștia nu sunt umanitate, sunt câțiva. Corect. Însă ceilalți, care nu erau filozofi, ceilalți în afara celor câțiva, nu aveau pretenția și nici posibilitatea de, nici pretenția că pot judeca corect lumea, nici posibilitatea de a-și expune părerile lor despre lume. Că aici este diferența. Sigur că în trecut existau la fel sau poate mai puțini oameni care filozofau decât astăzi.
poate mai puțin, poate astăzi sunt mai mulți cei care filozofează. Problema este însă că masele, ca să vorbesc în termenul lui Ortega y Gasset, au și ele pretenția că filozofează, ceea ce în trecut nu aveau. Masele masele au pretenție, dar ele doar se exprimă, nu filozofează. Ceea ce exprimă masele nu sunt gânduri adânci filozofice, sunt considerații de foarte multe ori, instinctuale, sunt considerații făcute la nervi, sunt considerații făcute din glandă legate de o chestiune sau alta. Și pot pretinde la un moment dat că filozofează, însă adevărata gândire, după părerea mea, în sensul ei adânc, nu se mai produce, și revin la ideea inițială, așa cum s-a produs pe vremea lui Kant, pentru că tot vorbeam despre el. Nu cred că mai este posibil genul acela de filozofie. Ea cred că a murit odată cu doi gânditori, cu Heidegger la nemți și cu Constantin Noica la noi. Ei au fost ultimii care au vorbit despre tema esențială a filozofiei, și anume ființa, ființarea. Este o cărare care s-a dovedit pură, adică cu foarte puține tangențe cu viața imediată, așa încât filozofii moderni au închis-o. Și nimeni nu mai merge pe acest drum. Filozofia s-a spart acum în bucăți, o regăsim mai degrabă în sociologie, și chiar și sociologia nu mai este cea pe care o învățam noi la facultate, știți bine că acum se lucrează statistic. S-a dus în psihologie și poate că nici psihologia nu mai este așa cum o făceau Jung și Freud. A devenit terapia, a devenit medicina, a devenit psihiatrie, se duce mai mult în acea zonă. Așa că, pe măsură ce au trecut anii și s-au aflat tot mai multe lucruri despre ființa umană și despre om, și cunoașterea s-a schimbat. Poate că noi, având, nu știu, niște cărți citite, lăsate în urmă, suntem un pic nostalgici și ne este dor de acea filozofare pură, ne este dor de acel peripatetism pe care îl întâlneam la Platon și la Socrate. Ne este dor să stăm de vorbă despre existență, despre Dumnezeu, despre zei, despre oamenii, despre viața noastră, despre moarte. Un subiect foarte important. Și pentru că tot am ajuns la moarte, dumneavoastră a spus puțin mai înainte că masele nu se exprimă filozofic. Eu vă pot da un exemplu în istorie când masele s-au exprimat, e adevărat, nu filozofic, dar s-au exprimat și asta a avut consecințe. Cine a decis că Iisus Hristos trebuie să moară și nu Barabas? Masele au decis lucrul ăsta. Masele s-au exprimat atunci, iar exprimarea cu drept de viață și moarte, cu drept filozofic de viață și moarte, într-un moment cheie, într-un moment esențial al istoriei umanității, nu a făcut un mare filozof, pentru că Pilat din Pont nu l-a întrebat pe nu știu care mare filozof. I-a întrebat pe cei din stradă, iar ei s-au exprimat. Și cred că trăim în fiecare zi, astăzi, datorită sau din cauza, nici nu știu cum e mai corect să mă exprim, a rețelelor de comunicare globale, aceste momente în care masele decid cine trebuie să trăiască și cine trebuie să moară. Permanent. Ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani se întâmplă azi în fiecare zi. Credeam că vă veți referi la Revoluția franceză, că și atunci, mă rog, s-a schimbat istoria. Tot da, iată, și atunci un alt moment în care masele au vorbit. Da. Eu voiam, în sensul celor spuse dumneavoastră, frunzărind pe internet, am găsit o carte, Heidegger și un hipopotam intră pe poarta raiului, se cheamă. Și este subintitulată Să înțelegem filozofia prin glume. Bine și așa. E o cale foarte bună. E o cale, da, bună. Aș vrea să îmi spuneți ce credeți despre următoarea situație. Statisticile dau un procent foarte mare de analfabeți funcționali în România. 47-49%, ceva de genul ăsta, cu marjă de eroare. Uriaș. În același timp, toți acești oameni, semenii noștri, dragi, analfabet funcțional, au depline drepturi electorale. Cum ieșim din această contradicție? Asta este una dintre marile, principalele probleme ale epocii noastre. Pentru că, sigur, pe de o parte, nu putem renunța la cel mai bun sistem, care este sistemul democratic.
Sau, mă rog, am putea cumva, dar alte drepturi ale omului ne împiedică să o facem, să inventăm un sistem cenzitar. Iar, pe de altă parte, sigur, să vezi că academicianul și analfabetul funcțional au fiecare câte un vot, este bulversat. Cum judecă? Asta pentru că politica nu lucrează cu fapte, politica nu lucrează cu adevăruri, să știți. Da. Din cauza asta, ne lucrând nici cu fapte, nici cu adevăruri, politica se adresează tuturor. Politica lucrează cu porniri. Politica lucrează cu ceea ce ne place sau nu ne place. Politica lucrează cu preferințele omului. Cu faptele și cu adevărul lucrează știința. Din cauza asta și analfabetul funcțional, oricât ar fi el de analfabet funcțional, îi dai un text în față și nu știe să extragă ideea principală, poate să participe la jocul politic în funcție de ce îi place sau ce nu îi place. Corect, dar se poate înșela. Sau este mult mai probabil să se înșele decât să ghicească drumul corect. Și în felul acesta, el ajută la luarea unor decizii care s-ar putea să fie totalmente eronate și chiar în defavoarea propriului său interes. Eu înțeleg ce să spuneți. Sigur că așa e și asta este realitatea. Impresia contează, părerea mea, doxa, da, nu sigur, episteme. Sigur, nu episteme. Da, contează. Problema este însă că această doxă, mai altfel denumită opinie de la cârciumă, dacă vreți, poate duce națiuni întregi pe căi greșite. Ce e de făcut? Păi și vă dau un exemplu din istoria recentă. Brexitul, de exemplu, decis prin vot, prin votul britanicilor, a fost o chestiune de dorință, nu de adevăr și nu de interes și de analiză. Acolo s-a declanșat și s-a făcut chiar și un film pe tema asta, o propagandă uriașă pentru pro-Brexit, iar de partea cealaltă anti-Brexit, evident. Și lucrându-se cu propaganda asupra maselor, sigur că nu se lucrează cu noțiuni de adevăr, cu noțiuni adevărate. Se lucrează exact cu preferințele oamenilor și cu pornirile lor. Și ăla care știe să facă o propagandă mai dibace, să spunem așa, câștigă alegerile. Și cam despre asta este politica. Da. Bun. Acum, subiectul acesta îl socotim oarecum epuizat, pentru că mai multe nu se pot spune în mod întemeiat. Mai mult decât a spus dumneavoastră. Lucrurile așa stau, asta este situația. Condiția umană și la nivel individual și la nivel social este plină de contradicții. Uneori de apori, lucruri care rămân ireconciliabile. Și unul dintre ele l-ați sesizat acum, asta este situația. O altă temă. O prilej să stau un pic de vorbă cu Pascal Bruckner. Și sigur nu m-am înfoiat să-l întreb nici despre romanele sale, nici despre piesele lui de teatru, l-am întrebat ceva despre cartea despre fericire. Cartea despre fericire, nu mai rețin titlul exact, dar asta este tema, nu ajunge la nicio concluzie. Este o însumare de citate și citate comentate, din diversi, sigur că da. Dar acum am prilejul să stau de vorbă cu dumneavoastră și întrebarea ar suna în următor. Poate fi un om de plin fericit, de plin, poate fi un om fericit, ori dacă vreți cât mai fericit sau mult mai fericit, fără să filozofeze, poate el să își împlinească condiția lui odată dată, pentru că avem o singură viață, fără să citească, fără să racordeze la cultură. Ce este ignorantul? Ignorantul, s-ar putea termenul acesta, pentru că eu mă tem de corectitudinea politică, s-ar putea întâmpla să fie interzis. Adică, pe cinstite, să zică cineva, dom'le, nu mai ai voie să mai folosești. Pentru că toți oamenii sunt la fel de perspicaci. Da, da. Deci toți au dreptul lor să spună, dom'le, și cel mai ignorant, mă rog, trebuie să găsim un alternat. Dar
Haideți să ne să În gândim un cazul pic. ăsta, nici fericit sau nefericit nu putem să mai spunem, pentru că cum îți permiți, domnule, să spui despre mine că sunt nefericit? Eu sunt fericit. Ce treabă ai dumneata să spui treaba asta? Da, corect. Da, Da, corect. Nu vedeți că vedeți, ne închidem? Auzi, dar nu da. observați că ne închidem ca la jocurile, ca la țintar, ca la, nu știu, jocul de șah Astea sau... sunt aporiile lumii contemporane, domnul Zmeurenu. Dacă ne amintim de dialogurile platonice, ajungeau de foarte multe ori în discuțiile lor la o fundătură logică sau la o fundătură de un anumit tip și participanții la discuții acolo în Atena Antică sau unde se întâlneau ei. Era un anumit tip de aporie atunci în Antichitate, pe care ei încercau să o depășească. Aporiile lumii contemporane vin din doctrine, vin din mode, vin din ideologii de ultim moment. Ele închid mintea omului pentru moment și doar în cazul anumitor persoane, persoanelor care nu au avut acces la cultură, așa cum dumneavoastră a spus mai înainte. Însă, în mintea unui om, o minte obișnuită se rezolve în decursul timpului, pe plan teoretic, pe plan practic, diverse aporii, aceste închideri despre care vorbim noi acum nu sunt reale și ne dăm seama că le putem depăși foarte repede. Un ignorant este un ignorant, un nefericit este un nefericit. Noi care avem definițiile în minte ale acestor termeni, știm foarte clar despre ce vorbim și atunci mintea noastră nu se închide, nu se blochează. Noi mergem mai departe și avem referințe, avem în spate un sistem referențial. Ne-am construit, am făcut acel drum despre care am vorbit la începutul emisiunii. Și atunci îi este foarte greu unei ideologii, o ideologie mai nouă sau mai veche, să ne închidă pe un anumit plan. Și cu Da. asta cred că am răspuns și la întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră, la ce ți ajută cultura cărțile citite și dacă poți fi mai fericit cu ele. Da, eu cred că poți fi mai fericit cu ele, fiindcă mintea ta nu se blochează, rămâne liberă. Are foarte multe ancore, are foarte multe referințe și eu cred că explicațiile pe care ți le dai și faptul că înțelegi lumea și te înțelegi pe tine, toate astea sunt niște căi la un moment dat către fericire. Fericirea cred că vine din împăcare, vine dintr-o stare psihofizică de bine, și este temporară, nu este permanentă. Iar dacă tu înțelegi aceste momente pur și simplu când apar și poți profita de ele și poți trăi deplina lor magie, cu inima împăcată și cu inima plină și așa, și nu ești un om care are nevoie de dramă permanentă, eu cred că poți fi fericit. Este destul de ușor, până la urmă. Am întâlnit un caz care mie mi s-a părut dramatic, nu am insistat publicistic pe el, nu m-am folosit ca jurnalist de caz, pentru că n-am știut cum să-l rezolv. Există un tânăr, acum nu mai e foarte, foarte tânăr, dar acum câțiva ani era foarte tânăr, ajutat de Fundația Voiculescu, în sensul cel mai pozitiv, în munca sa de cercetare, care a făcut câteva invenții care au ajuns să obțină premii pe la Geneva, pe la alte saloane foarte interesante, deci un tip extrem de creativ. La un moment dat, omul își dăduse bacalaureatul și obținuse nota 5 la limba și literatura română. Părinții, cu acordul său, au intervenit și nota 5 a fost schimbată și a devenit nota 9, în mod fraudulos. Eu, cu toată blândețea, cu putință, i-am reproșat acest lucru și am zis că chiar și inventica depinde totuși de un fundament cultural. Mi-a zis că nu. M-a contrazis vehement, după care nici dialogul nostru s-a întrerupt. N-am găsit o soluție, pentru că am zis, sigur, nu îi voi critica această atitudine, nu voi face nici dezvăluirea că nota a fost obținută fraudulos pentru a nu împiedica, Doamne ferește, parcursul său de inventator. Dumneavoastră cum judecați aceste situații? Experiența ne arată că sistemul instituționalizat de învățământ, ăsta care dă note, despre care spuneți dumneavoastră, merge de multe ori în paralel cu ceea ce ar trebui să fie mintea omenească. În E sensul drept. că mintea omenească se poate dezvolta în felul ei dincolo de acest soft pe care școala îl instalează pe creierul omenesc. Și sunt exemple uluitoare, în istoria contemporană chiar, Bill Gates, care a schimbat fața lumii și nu și-a terminat școala,
nu l-a mai interesat, dar bine, acolo e America. Elon Musk, care a revoluționat la nivel științific foarte multe lucruri, o grămadă de cercetători senzaționali care n-au școală făcută, dar sunt racolați de alți oameni foarte inteligenți care nu cer diplomă, îi întreabă ce știu să facă și ce pot să facă. Și îi aduc ori pe la CERN, ori prin Silicon Valley. Adică există și o zonă a inteligenței libere, neîncătușate de sistemul de învățământ instituționalizat, și se pare că de acolo pornesc până la urmă adevăratele revoluții științifice, nu de la cel care parcurge un traseu dintre ăsta cu mințel de școală, din clasa 1 până la academie, și sfârșește prin a scrie niște cercetări care, dacă te uiți bine la ele, nu sunt decât niște cărți făcute din alte cărți, cu multe citate și cu multe trimiteri, dar chestia aia nu aduce nimic nou. Acum, vedeți, maestră, trebuie să acceptăm și faptul că o minte, mintea omenească, de fapt, care scapă unui sistem, poate să producă performanță în afara acelui sistem. Și istoria ne arată că așa este. Sigur, așa câteva scurte comentarii. În siajul acestor oameni care renunță la studiile universitare, dar se dovedesc extrem de performanți, se așează o cohortă de indivizi care renunță la studiile universitare sub pretextul că ar putea să facă performanță și se aruncă în politică inclusiv. Ei, nu așa. Performanța vorbește de la sine, domnul Zmeureanu. Când vorbim de performanța asta minților libere, ea se vede în ceva. Se vede în niște produse, se vede în niște invenții foarte clare. Așa, dacă se găsește câte unul care să spună, da, am văzut eu că Bill Gates a renunțat la școală și a devenit... Și renunț și eu. A devenit, renunț și eu, mă duc și mă duc acasă mă duc la mine. Mă duc în Parlament, nu? Mă duc în Parlament sau mă fac primar la un mare oraș, că știu un caz, două, în țara asta. Acum... Știu și eu dacă omul ăla se dovedește a fi un bun administrator sau se dovedește... Dar eu nu prea am văzut cazuri de oameni care să nu, nu știu, să nu fi performat în nimic și peste noapte să performeze în administrație, de exemplu. Nu știu, n-am întâlnit. În fotbal e altceva acolo, este vorba și de efort, de transpirație, dar și nu, de talent. Mă refer la faptul că echipa națională de fotbal are un antrenor care nu are bacalaureatul. Nu știu. Acum nu mă pricep la fotbal, chiar nu sunt microbist, dar bănuiesc că acolo e vorba de talent și bănuiesc că, uite, Dobrin, de exemplu, nu cred că a făcut fotbal la modul riguros. A făcut fotbal din talentul lui. Asta e altceva, dar o echipă de fotbal... Știți că sunteți mai tânăr decât mine. În anii 80 a apărut un întreg număr al prestigioasei reviste Secolul 20. Păcat că nu mai apare, eu n-am mai văzut. Era extraordinar, adică abia așteptam să apare, era eveniment. Un număr special dedicat fotbalului, în care au scris mari gânditori ai lumii despre fotbal. Fotbalul se face cu grupuri, cu psihologia grupurilor mici. Acum există tot felul de analize, de la cele fizice, biochimice până la cele psihologice, în fine, lucrurile sunt complicate. Nu poți, neavând bacalaureatul, n-ai organ pentru a extrage ceea ce trebuie din aceste cercetări care s-au făcut. Trebuie dovadă că echipa noastră națională, dar nu despre asta, o să vorbim sigur, e la pământ. Ca rezultate. Și în general, fotbalul nostru e la pământ. În privința corectitudinii politice, domnule Mihai Alexandrescu, aș vrea să știu ce gândiți, pentru că vă pun următoarea problemă. De pildă, auzim că în alte țări au fost legiferate exprimări de genul părinte 1, părinte 2. Sau a fost legiferată ideea că unei doamne nu trebuie să-i mai spui stimată doamnă, doamnă, unui domn nu trebuie să-i mai spui domn. Pe de altă parte, însă, limbile naturale pe care le vorbim, fie că e limba română, engleză, franceză, ce vreți dumneavoastră, au genul feminin în ele și masculin. Adică e clar că despre o femeie vorbești la genul feminin, despre un bărbat la genul masculin, despre un și autobuz. Limba română are și genul neutru.
Limba română, da. Despre un autobuz poți să vorbești la nivel neutru. Cum se va rezolva problema? Pentru că eu în practică nu văd cum să-i spui, să nu-i mai spun unei femei, doamnă, dar în același timp să nu folosești femininul. Dar ce să folosești, Dumnezeule? Cum să folosești? Pentru mine, filozofia corectitudinii politice se încheie în momentul în care, hai să nu spun cuvântul grasă pe post, să spun cuvântul chel, pentru că e vorba de mine, să nu-i spui unui chel că e chel, că se simte jignit în comparație cu unul cu păr, da? Sau chior, că porci ochelari. Și atunci cum să-i spune om fără podoabă capilară sau om care poartă lentilă și unei grase să nu-i spui grasă, să-i spui sau unui gras, să-i spui persoană supraponderală sau nu știu cum să nu se simte jignită. E adevărat că tema pe care o abordați asta mai dumneavoastră... Merge, asta mai merge, să știți. Asta mai merge. Adică eu... Și vorbim de corectitudine politică, aia care s-a născut din dorința de a nu-i mai jigni pe cei care au anumite defecte, anumite deformități fizice, adică să nu-i spui unui handicapat că este handicapat, să-i spui persoană cu dizabilități. Și aici a intervenit o corectitudine politică a limbajului, care, pentru noi care am avut șansa să ne naștem sănătoși și așa, este ok pentru a nu-i pune în dificultate pe cei care nu au avut această șansă, pentru a fi atenți cu ei, pentru a nu le răni sentimentele, și eu cred că într-o societate lucrul ăsta este normal. Însă tema pe care ați abordat-o dumneavoastră este o temă de altă natură și intrăm aici pe terenul sexualității. Din păcate, în ultima perioadă, sexualitatea a fost și ea profund ideologizată. Adică sexualitatea nu are nimic în comun cu sexualitatea, dar are ceva în comun cu niște ideologii, după părerea mea. Nu are comun nici cu psihologia sexuală, mai mult cu politica. Psihologia și mai mult cu politica. Și în momentul în care o temă existențială, cum este asta, sexualității, tu o duci și o faci o temă antagonizantă, în clipa aia pui niște tabere de oameni să se bată cap în cap. Ăia care cred că da, trebuie să spui părinte 1 și părinte 2 și ceilalți care spun, domnule, n-avem cum să ajungem niciodată în etapa asta, îmi pare rău, nu se poate. Cele două tabere se bat, se ajunge la fanatism, se ajunge la ură, se urăsc între ei, nu s-a născut nimic de aici. Iar eu am făcut un pas în spate ca să văd întregul tablou, așa cum am mai vorbit, cum a mai venit vorba în discuția noastră, și ca să înțeleg un pic ce se întâmplă totuși, am zis, domnule, hai să încerc să aplic principiul american, follow the money. Din moment ce există propagandă, eu știu că în spate există și banii. Și vă mărturisesc că n-am înțeles nici de unde vin banii, nici pentru ce vin banii, nici de ce se întâmplă toate lucrurile astea. Așa că, în ceea ce privește această temă antagonizantă, atât mai spun, prefer să stau un pic cu un pas în spate și să mă uit, ca să înțeleg până la capăt. Fiindcă vă mărturisesc că, la momentul ăsta, eu nu înțeleg până la capăt ce se întâmplă și nu înțeleg unde anume se dorește să se ajungă. Bun. Am trecut prin aceeași experiență. Am urmărit banii, cum i-ați urmărit și dumneavoastră. Nu i-am găsit nicio, adică n-am știut de unde și cum. Și nu am abandonat și la ora asta practic o altă explicație, dar o practic acum. Eu vă spun să o supun judecății noastre. Și explicația mea, în câteva cuvinte, sigur că suntem la o emisiune, dacă eram doar noi doi, puteam să mai spun mai apărat. Explicația mea ar fi următoare. La un moment dat, niște vectori de opinie care au plecat din Europa în America, de la școala de la Frankfurt, să zicem, au mers în universități americane. Și nu știu cum Dumnezeu s-a făcut, că ideile lor acolo au prins. Adevărul este că universitățile sunt, după opinia mea, destul de închise. Unele dintre ele, universitățile umaniste sau unele, de exemplu, Universitatea Columbia. Ea, pe părerea mea, este o universitate mai închisă decât altele. Mai conservatoare. În sens elitist. Adică ea practică, e o altă lume. Și în lumea aceea s-au dospit o serie de idei din acestea progresiste, din acestea neomarxiste, dacă acceptă asta, mă rog, e un termen, îl putem înlocui. Iar cei care au absolvit aceste universități, în primul rând că universitățile comunică între ele, deci universitățile, editurile, marile edituri, marile gazete culturale comunică între ele,
ca să publici undeva, să publici o carte, să primești o diplomă, să fii profesor invitat la universitate, ai nevoie să ai, să te bucuri de o anumită moralitate aprobată de marile universități. Că altminte nu ai acces. Și uite, așa cred că alți oameni, politicienii, care poate n-au trecut pe acolo, pur și simplu se inspiră, sunt niște emuli inconștienți ai acestor vectori de opinie care sunt universitățile, editurile și marile reviste. Și unii politicieni se duc către progresism fără să înțeleagă până la capăt ce se întâmplă, da. Iar alții rămân în conservatorism pentru că nu înțeleg progresismul deloc. Acum, vedeți dumneavoastră, tema aceasta progresismului versus conservatorism este o temă foarte veche și a avut și ea loc în istorie de foarte multe ori, lupta aceasta. Corect. Nu asistăm la prima luptă între progresiști și conservatori. Dacă, și acum fac apel strict la ce fac în momentul prezent legat de Muzeul Național Brătianu. Ionel Brătianu și Ion Brătianu, tatăl lui, la vremea lor, au fost niște progresiști extraordinari. Sigur, față de conservatori. Nu? Față de conservatori. Dar progresiști, nu la nivel de ideologie, nu la nivel de limbaj, ci la nivelul reformelor pe care doreau să le implementeze. Și doar două vorbe spun. I.C. Brătianu cu Revoluția de la 1848 și cu Prințul Străin, niște idei care la ora aia erau profund progresiste, și Ionel Brătianu cu reforma agrară, cea cu exproprierea pământurilor pentru a le reconfigura în alți proprietari și așa, și cu votul universal, că tot ați amintit puțin mai înainte de votul universal. Ei, un conservator i-a spus atunci lui Ionel Brătianu, adică ce vrei să spui, ca vizitiul meu de pe capră să aibă același vot cu al meu? Omul era șocat. Și Ionel Brătianu i-a spus, da, pentru că așa este în toată Europa. Era un progresist tare, un progresist dur. Acum, progresismul zilelor noastre, sigur că nu se aseamănă nici pe departe cu progresismul acelor ani. Vorbim de cu totul și cu totul altceva, iar această luptă a îmbrăcat haine noi. Vorbim de o altă situație. Și acum se pune întrebarea, ce trebuie să fim ca să fim cât mai apropiați de realitate și de realitățile lumii? Cum trebuie să fim noi, conservatorii sau progresiști? În primul rând, trebuie să ne asigurăm foarte clar că progresismul ăsta chiar înseamnă progres. Adică chiar duce lumea înainte într-un sens bun. Trebuie să ne asigurăm că conservatorismul, dacă rămânem înțepeniți în proiect și așa, chiar ne va duce undeva, sau nu este o fundătură istorică. Trebuie să analizăm foarte bine lucrurile astea. Și vedeți, maestră, eu sunt în etapa în care încă mai analizez. Poate dacă m-ați fi întrebat în urmă cu un an sau doi, aș fi spus foarte limpede, domnule, sunt din tabăra asta. Astăzi nu știu dacă mai pot să spun lucrul ăsta, încep să le gândesc pe toate fețele, cred că am mai îmbătrânit și eu, încep să preget și nu mai îmi trag concluziile chiar atât de repede cum o făceam în trecut și asta nu știu dacă e neapărat bine sau rău, însă da, mă uit. Bine mi se pare că spuneți un lucru extraordinar de prețios. Domnule, stau să mă gândesc, stau să cuget, este extraordinar. Dar totuși, până la ce punct poți să stai să cugeți și să nu riști să te prăbușești în prăpastia relativismului? Pentru că dacă toate lucrurile, de pildă, corectiunea politică, chestia asta cu Părinte 1, Părinte 2, manifestă un dispreț până la ură față de un cuvânt, după părerea mea, sacru, cuvântul mamă. Evident, da? Evident. Dar haideți să vă spun un lucru. Când vine vorba de evoluția tehnologică, de exemplu, și de automobilul electric, da, sunt progresist. Când vine vorba de dualitatea femeie-bărbat, sunt conservator pentru că eu asta e, sunt bărbat, eu altceva nu știu să fiu. Și atunci, natura asta în care trăiesc mă determină să nu înțeleg. Sau, da, mă face să nu înțeleg foarte multe cum anume ce e aia sexualitate fluidă? Nu pot să înțeleg. Mintea mea nu concepe. Sigur că dacă cineva îmi va explica foarte clar cum stau lucrurile, voi înțelege și voi face efortul. Adică eu sunt dispus să fac efortul de a înțelege. Dacă vreți, că exact m-aș lua de mână cu dumneavoastră să mergem undeva într-un pelerinaj, îi pun ghilimele ca să nu aibă conotație, eu știu, religioasă, dar să mergem într-un pelerinaj la un Santiago de Compostela al progresismului, să ne lămurească și pe mine și pe dumneavoastră cum stau lucrurile.
Cine ne poate lămuri? Păi hai să mergem în acest pelerinaj. Eu zic Pe că unde? sunt printre ei oameni inteligenți care ne pot spune exact despre ce este vorba și eu sunt convins că în momentul în care vom cunoaște această realitate, ne vom lovi de această realitate sau o vom întâlni, o vom și înțelege. Eu Da, cred că nu înțelegem... există undeva cineva care ne poate explica Eu cred că că eu da. am vrut, eu Eu am cred că da și am cochetat. analizat cazul, pentru că, de exemplu, m-am uitat și eu la foarte multe emisiuni și la reportaje în care apăreau oameni care s-au născut, de exemplu, în trup de bărbat, dar în mintea lor erau femei. Asta e Oamenii altceva. aceștia trăiau niște drame. Sigur. Trăiau niște drame, pentru că nu cred că e un lucru simplu, tu, fizic, să te naști bărbat, dar în mintea ta să-ți fie foarte clar că ești femeie. Dar nu ca pe îndoială, că asta cred că și dumneavoastră și eu pricepem foarte bine și n-am nimic împotrivă să femeia care se dorește bărbat să devină bărbat. Pe Și mine mă astăzi, interesează. cu chirurgia contemporană, chiar se poate. Dar n-am nimic împotrivă. Pe mine mă interesează însă altceva. La nivelul limbajului, chestiunea asta cu domnule și doamnă, cu părinte 1, cu părinte 2. Cine poate să-mi explice mie de ce trebuie să procedăm așa? Da, De bun, ce trebuie să deocamdată schimbăm nu loc? există nicio lege care să ne oblige să folosim astfel de termeni. Eu cred În că România nu aici... există, dar deja Nu. în acte oficiale, în câteva țări din Occident, chestiunea a devenit oficială. Unde Deci, anume a devenit? în Franța, de pildă. În Chestia cu Franța? părinte 1, părinte 2. Da. Și În acolo, în Franța. Franța, nu mai ai voie să spui maman et père? Da. La tine acasă, da. Dar dacă te duci să completezi un document, da, nu mai zici tatăl, deci Pierre, al cărui tată era cu tare și mama Înțeles. era cu tare. Pierre care are doi părinți. Părintele 1 o chema Marie și părintele 2 îl chema, nu știu cum, Sebastian. Deci așa se completează actele. Dar pare a fi un mic pas, pentru că nu cred că doar de dragul hârtiei s-a ajuns la această lege. Probabil că se dorește ca ea să expandeze și să fie aplicabilă la nivelul limbajului curent. La momentul ăsta mi este imposibil să-mi dau seama unde vor ajunge toate aceste lucruri și mai ales care-i scopul. Dar erați foarte optimist că cineva ar putea să-mi explice. Păi Ce? da, dacă sunt oameni care ar putea să ne explice, eu aș vrea să aflu care-i logica și care-i motivul pentru care... Da, eu m-aș duce... La un moment dat am cochetat cu ideea că dau un anunț în ziar. Caut meditator și pe bune și cu toată onestitatea. Dar am zis că nu mă va credea nimeni. Adică caut meditator să-mi explice de ce e bine cu tare și să fac o Acum, listă vedeți, maestră, ne împiedicăm în cuvinte. Noi nu înțelegem de ce trebuie să folosim aceste cuvinte, dar altfel, dacă stăm de vorbă, realitățile biologice ale hermafroditismului, ale acestor oameni care se nasc femei și se simt bărbați și invers, pe astea le înțelegem foarte bine. Știm foarte clar despre ce vorbim. Sunt cazuri documentate științific. Și știm despre ce este vorba, însă de ce se ajunge la nivel de limbaj acolo unde spuneți dumneavoastră, nu pot să spun că îmi dau seama și nu înțeleg până la capăt. Citesc pe tema asta ori de câte ori am ocazia, încerc să mă dumiresc, încerc să înțeleg. Dar n-ați găsit cartea care să vă lumineze pe deplin? Sau studiul, articolul? Nu. Nu am găsit încă un studiu serios legat de această temă. Da. O altă chestiune pe care o supun atenției noastră. Această educație sexuală la grădiniță. Am citit raportul Matici și am văzut acolo cum stau lucrurile și ce m-a frapat. Sunt vreo 4-5 pagini, așa debutează raportul, care are 30 de pagini total. L-am citit. L-aș citit cu trimiteri la diverse hotărâri, dacă ați observat. Deci sunt tot felul de linkuri. Așa începe raportul. În baza Da, este o legislație foarte amplă în baza căreia adoptăm sau, mă rog, scriem acest raport. Întrebare, da, întrebare. Raportul acesta, nu, l-am întors toate fețele, nu are niciun link către un studiu științific care să dovedească faptul că dacă unui copil de grădiniță îi vorbești despre spermă și satisfacție erotică și sex fluid și
alt, eu știu, și alți, ca să nu fac aici o colecție de termeni de genul ăsta, el nu va ajunge cumva la 30 de ani un ilustru pacient al cabinetelor de psihoterapie. Deci nu, nu există. Câte vreme unii nu se vaccinează gândindu-se nu ne vaccinăm pentru că încă n-a trecut suficient timp și nu știm ce efecte va avea vaccinul pe termen mediu sau lung. În schimb, sunt de acord să facem educație sexuală la grădiniță în termenii pe care mi-am spus. Deci nu educație de igienă sexuală sau educație de, ci educație sexuală în acești termeni, fără să existe un studiu care să ne dovedească că peste 25 de ani oamenii ăștia nu vor fi niște nevrotici. Cum vă explicați chestia asta? Păi nu mi-o explic. Stau și mă întreb iară de ce există această temă, pentru că încă o dată, așa cum spuneți dumneavoastră, nu observ sau nu mi-a fost dat să întâlnesc, din tot ceea ce am citit și am văzut, o bază științifică pentru niște hotărâri, care se iau. Sigur că educația sexuală trebuie făcută, dar de la ce vârstă o începem, în ce fel o facem, care sunt bazele științifice de la care pornim. Apropo, a apărut pe net la un moment dat o carte publicată în anii 70 în România, Educație sexuală se numea, deci probabil că se făcea și atunci. Știți, fotografia a apărut pe internet. La editura didactică și pedagogică pe timpul lui Ceaușescu a apărut o carte se numea Educație sexuală. Deci nu este niciun fel de problemă că se face această educație, trebuie făcută. Nu era la grădiniță. Se nasc copii în familii. Nu era cu desene animate. Da. Da, asta iarăși este o temă. La ce vârstă ar trebui să înceapă? Când ar trebui să înceapă? Cum ar trebui să fie? În ce fel ar trebui? Pentru că, pe de altă parte, sunt foarte mulți oameni care umplu cabinetele de psihologie și de psihiatrie, care n-au primit o oră de educație de acest tip în viața lor și sunt, din acest punct de vedere, ca niște aparate pentru care n-au primit instrucțiuni, de exemplu. Și când îți cumperi un laptop nou, primești o cărticică de instrucțiuni. Unii oameni se nasc, apar pe lume, dar nu au instrucțiuni de folosire pentru propriul lor trup, pentru că nimeni nu le spune despre ce este vorba. Și atunci se ajunge fie la oameni care se autoabuzează, fie la oameni care îi abuzează pe alții, se abuzează între ei și lumea e plină de astfel de cazuri, semn că nici lipsa totală a unei educații nu este de dorit și că undeva această educație trebuie să existe. Dar iară nu știu în momentul de față dacă educația asta se face corect sau nu se face corect, ar trebui să fiu de specialitate, nu sunt. Raportul Matic, așa cum l-am citit eu pentru a reveni la el, am văzut că prezintă un număr foarte mare de considerații despre femei, cum ar trebui respectată femeia, nu ar trebui să fie discriminată, lucruri absolut normale și logice, adică mie mi s-au părut logice de la sine, foarte multe lucruri de acolo. Însă, însă o echipă de la Jocurile Olimpice, mi se pare că din Australia, a avut ceva probleme pentru că la haltere a venit un transgender la echipa feminină care fusese înainte bărbat și acum știți că Organizația Mondială a Sănătății și Comitetul Olimpic Internațional au născocit un prag al testosteronului, au zis bun, sub 38% de acord că să fie, peste 38% nu, deci e un pic artificial, un pic absurd. Adică totuși, ăla fusese bărbat, ridica altfel greutățile. Da. Ciudate lucruri, domnule Alexandrescu. Vedeți, maestră, cred că ele în omenire au existat dintotdeauna, mă gândesc, numai că acum au explodat și se încearcă să se toarne într-o formă anume toate aceste lucruri. Pentru că așa cum știu și eu și dumneavoastră, da, homosexualitate și lesbianism au existat dintotdeauna în istorie. Sunt fapte banale, sunt chestiuni... Uneori la modul cel mai frumos, adică Safo, de la sine știute, poezia. Sigur că da. Poezia, filozofia, literatura, William Shakespeare, Michelangelo, nu-i mai amintim. Bun, au existat, îi știm, îi cunoaștem, dar acum se încearcă turnarea acestor lucruri într-o formă ideologică, mie îmi scapă, deși eu mă socotesc un tip analitic și atent și simt eu că mintea mea poate să pătrundă în lucruri. Dar vă recunosc că uneori nu pătrunde chiar atât de adânc anumite lucruri rămân necunoscute
Și nu înțeleg de ce în ultima perioadă acest subiect este atât de politizat și această temă este folosită atât de acer pentru a antagoniza oamenii. Și am văzut oameni foarte inteligenți care să-și ia gâtul pe românește unul altuia pornind de la aceste lucruri. De ce? De ce trebuie să se ajungă aici? Vă voi mai întreba peste o vreme dacă între timp v-ați lămurit și eu fac eforturi de a înțelege. Observ că și dumneavoastră Eu faceți. așteptam să mă lămuriți dumneavoastră, pentru că acolo unde nu poate unul, poate celălalt să înțeleagă. E deocamdată ipoteza mea este asta cu universitățile care au fost influențate de școala de la Frankfurt. Deci, dar nu, care e scopul ultim? Adică școala de la Frankfurt, universitățile, ok, dar de ce să știți se că merge moda pe e linia trend. asta? E trend și atât. Cred că este trend și atât. Eu cel puțin asta. Știți că trebuie să încheiem și trebuie să vă mulțumesc pentru Eu vă frumosul dialog. mulțumesc. Chiar frumos și foarte, foarte onest dialog pe care l-am avut. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Cu drag oricând. Mai bine.